Emisiunea vă este oferită de Mabo Utilaje, unul din principalii dealeri din România de tractoare, utilaje agricole, de construcții și utilaje municipale. Mabo Utilaje vă așteaptă cu cele mai corect dimensionate soluții pentru afacerea dumneavoastră. Am văzut multe lucruri în această localitate, am văzut că s-a investit în școală. Până să ajungem la dumneavoastră, am dat un tur al localității, al comunei, și oamenii spun, s-a schimbat ceva. Da, putem spune și afirma cu tărie că această comună și-a schimbat fața. În primul rând, să luăm cu normele civilizate. Satul nu fără oare canalizare apă curentă, deci tot ce le trebuie, asfalt, deci lumea are condiții aproape ca la urban. Malcociu de asemenea este un sat mai mărișor decât satul Nupăru, are în jur de 1500-1600 de locuitori, de asemenea are apă, canal, asfaltare. Putem spune în satul Malcoci că am intervenit, am intervenit cu două sau trei lotizări care avem 164 de loturi de casă pentru tineri până în 35 de ani, cu titlu gratuit, care a avut un efect extraordinar. Deci, imaginați-vă dumneavoastră, 160 de, locuri, de tineri veniți, de familii tinere venite, nu m-am mulțit cu un copil și deodată avem 160 de copii. Pentru noi este un lucru benefic, ceea ce sprijină și școala, deci avem copii pentru școli, are cine să ne dea bună dimineața, deci am coborât pe pământul normal și firesc al acestor așezăminte. Cine v-a dat această idee să împroprietăriți tinerii? Ideea nu știm de unde a, eu nu prea știu de unde a apărut, dar a fost o așa, o aluzie de-a mea aruncată oarecum și a prins rădăcini și actualmente este dezvoltat acea lotizare, și lotizări în proporție de 90% sunt casele construite. Deci în uh, Comuna Nufărul, din Anufărul, în satul Maco Malcoș, Comuna Anufărul, până la urmă putem spune că uh, atunci când vorbim de natalitate, atunci când vorbim de demografie, lucrurile nu stau așa rău ca în alte zone, loc și localități din uh, România. Vin tinerii, se așează și construiesc o casă, fac un copil, iar viața merge mai departe. Da, aici aveți perfectă dreptate să simte pulsul tinereții în uh pe raza comunii, nu numai Musa în satul Malcoci. Nu știu dacă v-am mai spus, șansa acestei comuni este că e foarte aproape de municipiul Tulcea și probabil tineretul face naveta, locuri de muncă în oraș, plus și în raza localităților, deoarece comuna nu fără formată din patru sate, din Malcoci, Nufăru, Victoria și Ilgane de Jos, care este un sat cu, în uh, cadrul ABDD-ului, deci trecem Brațul Sfântului Gheorghe, în condiții acolo, populația avem în jur de 70 de locuitori, dar uh, trăiesc, convețuiesc, au apă, au canal. Preconizăm anul ăsta să le asfaltăm și lor, uh, circulă 1-2 km, deci ușor, ușor uh, coborâm pe tărâmuri moderne și pe ridicarea bunăstării acestor tineri, ca să simtă bine, mai ales tineretul, care vă spun, mai avem o lotizare, am uitat, în Ilganii de jos, cu număr de 24 de loturi de casă, care în proporție de 80% sunt ocupate și se construiesc case. E un alt lucru mare câștigat și benefic pentru localitatea noastră. Atunci când vorbim de administrație locală, atunci când vorbim de investiții, la ce vă referiți? Deci când vorbim de administrație locală, vorbim și de investiții. Este foarte greu, vă spun, deci având patru așezări, este foarte, greutatea este mult mai mare, apăsarea noastră este mult mai mare pentru că din punct de vedere al finanțării, una e să conduci o comună dintr-un sat și una să ai patru sate. Deci eu ceea ce și vreau să spun mereu, la toate forurile politice, nu mă interesează culoarea, le-am spus, să țineți cont de suprafața când se dă formula de calculare, de ajutor pentru bugetul acestui localități și nu numai mă refer la Comuna Nufru și la alte comune, referitor la Intravilan, să ținăți cont în formula de calcul și de suprafață de Intravilan acestor comune. Pentru că avem suprafață de Intravilan foarte mare, având patru sate și finanțarea este la numărul de locuitori. Este o formulă greșită, aplecări sunt, am văzut actualmente, dar încă nu în totalitate. Preconizăm ca pe parcursul anilor, să se întoarcă și către această formulă de calcul să țină coși de suprafața de intravila nasatelor. Care au fost principalele obiective ale dumneavoastră? Deci, dacă vorbim de investiții, eu am să trec în revistă o parte din aceste investiții care actualmente unele sunt în derulare, altele urmează a fi în continuare derulate. Pot să afirm cu tărie că prima, primul proiect prin gal uh, Delta Dunării este achiziționarea unui tractor cu remorcă și lamă de zăpadă. Uh, valoarea acestui proiect a fost de 308.210 308 lei. Achiziționarea unui tractor cu remorcă cu lamă de zăpadă mai afirmat mai devreme, care este rezolvat în totalitate, de 100%. Urmează Modernizarea a două poduri de lemn peste canalul de apărare împotriva inundaților în satul Malcoci. Această investiție este în valoare de 383.343 de lei. Acest proiect este totul prin Gal, Afir, Constanța. Deci avem două proiecte pe Gal. Aceste poduri sunt în faza de atribuire, deci le-am scos la licitație. Cred că pe data de. 13 august avem uh, și câștigător. Urmează reabilitarea grădiniții din Malcoci, care este început. Acest program, proiect este de dezvoltare, de dezvoltare pe PNDL, pe Ministerul de Regionale și MDRAP. Valoarea acestei investiții este de 923.478 de lei. Această investiție este în curs de reabilitare, deci funcționează, Reconizăm că până la sfârșitul anului să fie finalizată această investiție. Putem vorbi de reabilitare și aici de școală Malcoci, Comuna Nufăru, județul Tulcea. Este prin, se realizează prin ITI, forul nostru tulcean al județului Tulcea, prin POR, proiect AXA Prioritară 10, proiect în 2014-2020. Valoarea acestei investiții este de 2.411.922 de lei. Deci, când vorbim de extindere și reabilitare, școală Malcoci, care mâine, chiar cu data, începând cu data de 6, eu voi merge să semnez proiectul de finanțare. Urmează extindere, modernizare, dotare, clădire, școală, nu fără, construire, sală de sport, cât și teren de sport. A tot prin por, reabilitat prin IT, Delta Dunării, valoarea acestei investiții este de 6.198.168 de lei, deci investiția este foarte mare și ceea ce mă bucură că și copiii noștri vor avea condiții optime și plăcute de a-și desfășura activitățile lor școlare. Urmează un alt mare proiect care este în faza de... S-a terminat faza de licitație, licitația este câștigată de una din firme, suntem în faza de proiectarea, de proiectarea proiectului tehnic, a proiectului tehnic, valoarea acestei investiții de reabilitare străzi este de tot până afir, pe fonduri europene, este de 3.996.464 de lei. Această reabilitare a străzilor noi vom face în toate cele patru sate, câte puțin în fiecare, ca să simtă bucuria aceasta să se transmită în toate satele, în nu urma într-o Urmează reabilitare și dotare cămin cultural Sad Nuforu. Această investiție este prin CNI. Valoarea acestei investiții se ripă pe NDR. Valoarea ar fi de un milion de lei. În continuare, Centru Comunitar Integrat Socio Medical în localitatea Nuforu, Comuna Nuforu. Această investiție este din, se face prin surse proprii. Deci, din bugetul local, cum se mai spune, valoarea acestei investiții în jur de 800 și ceva de mii de lei. Mai avem în curs modernizare străzi comuna nu din nou alt proiect de asfaltare prin Fondul Național de Dezvoltare și Investiții, care este nou fond, este și depus deja proiectul, valoarea lui este de 5.658.020 lei. Mai avem din nou un mare proiect de extindere rețea de canalizare în satul Malcoci, lotizările care v-am vorbit mai devreme, pentru să le aducem condițiile totale la acei tineri, plus alimentare cu apă, forare din nou puț și un bazin de acumulare de 200 de tone. Acesta este prin, tot prin fondul de dezvoltare și investiții. Valoarea acestei investiții s-a ridicat la circa... 520.000 de euro. Mai avem în fază de licitație sunt podurile din Malcoci, mai unul din proiectele care eu n-am vrut să-l demarez, să demarez, din proiectele care n-am vrut să-l demarez, dar până la urmă am zis să meargă și asta este reabilitarea sedului primăriei, pentru că eu prima dată am spus să facem străzi, școli, poduri și tot ce trebuie condiții și după aceea să trecem la reabilitare de sedii de primării și de alte conforturi pentru funcționarii primărilor. Mi-am atras aprobul dumnealor, dar în final am ajuns, am reușit să găsim undeva, s-ar putea să-l depunem tot pe CNI, dacă nu pe FDI, pe Fondul de Dezvoltare și Investiții. Aș vrea să vă întreb cum colaborați cu galurile după ce ne-ați prezentat un program destul de amplu de investiții la nivelul localității. Galurile știm că sunt acele entități care până la urmă dau o mână de ajutor autorităților locale. Deci galul, întâmplarea benefică a făcut să fie așezat sediul galului Delta Dunării să fie în satul Malcoci la Centru Cultural Sociocultural și am două proiecte pe gal, care pe mine a fost o, o mare ușurare. Unul l-am terminat, care este, a fost cel cu tractorul, care e în totalitate, și urmează și două poduri din Malcoci. Oricum, avem o investiție, deci a fost în jur de 280.000 de euro. Pentru noi a fost un mare sprijin pentru două proiecte și deci noi ne mulțumim. Și rugăm în continuare... Noi le asigurăm toate condițiile să rămână tot pe, pe raza comuniei noastre cu sediul dumnealor. Oricum, să știți că prin galuri activitatea desfășoară mult mai ușor. Bine și proiectele sunt mai micuțe, de sumele nu sunt atât de mari ca pe afir, dar funcționarea cu dumnealor și condițiile de muncă sunt optime și binevenite pentru noi și populația noastră. Și am înțeles că foarte ușor se trag foarte aceste fonduri. Da, prin gală, într-adevăr, este, să zicem că este mult mai ușor prin celelalte investițiile, fiind și mai micuțe, dar să știți că au adevărat profesioniști și de-aia eu consider că prin galul nostru, nu știu celelalte galuri, dar treaba este soțpălăria. Am văzut că în aceste locuri apropiindu-ne de Comuna Nufărul sunt foarte multe monumente istorice, monumente istorice care sunt cuprinse în patrimoniul național și până la urmă pot fi un obiectiv de atracție pentru turiști. Da, pe raza satului Nufărul, din Comuna Nufărul putem vorbi de cetatea bizantină Proslăvița care are pornirea acestui zid al cetății de la malul Dunării Brațului Sfântul Gheorghe Trecere Bac, care zidul este la vedere, se fac lucrări de cercetări, lumea este cam reticentă la aceste probleme, dar noi pentru a descoperi baștina acestui, acestei nații, suntem de acord și le dăm tot sprijinul pentru a continua cercetările, ceea ce vreau să vă spun, căci ne împiedică în multe măsuri, dar nu avem ce face și este foarte bine ca aceste cercetări să continue și să existe. Noi, de exemplu, la proiectele care vorbim de ele, centru cultural, școli, noi trebuie să ne asigurăm arheolog, asistență arheologică. Este ceva costisitor financiar, dar nu avem ce face pentru că nu numai că legenii ne obligă, dar trebuie să scoatem și la, și la suprafață vestigiile acestor ținute. Și până la urmă poate să devină un punct de atracție pentru turiști, fiindcă vreau să vă întreb în momentul de față cum stați cu viața economică în zonă. Dacă vorbim de viață economică în afară de agricultură, legumicultură, Putem vorbi turismul care este o principală bază și o nouă bază de pornire pentru viața economică acestei comune. Ne putem lăuda în satul Nufăru cu cel puțin 5 spații mari de cazare, patru pensiuni foarte frumoase care respectă strict indicațiile rbdd ului Condițiile de cazare sunt excelente și de locuit. Această școală va intra într-o reabilitare totală cu nouă, și cu sală nouă de sport și un nou corp sanitar plus un corp didactic alăturat acestei clădiri. De asemenea, va fi această, pentru acești copii vom face și un teren sintetic de mini-fotbal, handbal, cum se spune, ca și copiii noștri să aibă une, să se simtă bine, să facă mișcare și să delecteze. Ceea ce vreau să vă mai spun, deci, programul acelei să de sport va fi de dezvoltare numai în această, în loc, în, în această comunitate, la școala Vasile Alexandrie unde este tot ciclul de la clasa 0 până la ciclu, tot ciclul gimnazial, ceea ce vorbim noi, această investiție pe această școală va fi în jur de 1,2 milioane de euro. Demararea acestei investiții va fi, sperăm să în maxim o lună semnăm contractul de finanțare, să scoatem la licitație și să vedem cum reușim să găsim firme serioase pentru a duce la bun sfârșit gândurile noastre și investiția pe care ne-am propus. Pentru cei care ne privește și pentru locuitorii acestei comunități, cum va arăta școala? Deci școala va arăta, va vă spun, îmi pare foarte rău că nu pot să vă alăt un... N-am proiectul la mine, extraordinar de frumos, extinderea va fi substanțială și cred că toată lumea va fi mulțumită, mai ales confortul copiilor care va crește foarte mult. Ceea ce vedeți dumneavoastră este pentru începutul un an școlar, dar promit și cum le-am și eu mă țin de cuvânt, va arăta într-un mod extraordinar această clădire și acest spațiu școlar. Deci putem spune că avem o localitate cu un UAT vecin, Comuna Maliuc, satul Partizani, care deja copii mai mărișori, care la clasele nou, ciclu gimnazial, deja avem 10 copii care vin și frecventează cursurile pe raza comunii noastre, datorită mișorării numărului de copii pe raza din Delta Dunării. Eu cred că în viitor numărul acestora va crește. Singura problemă rămâne să vedem cum le asigurăm transportul de la în Comuna Partizan să treacă brațul Sfântul din Dunărea ca să ajungă la noi la școală. Dar facem tot posibilul ca acești copii să călătorească în condiții optime și să ajungă de vremea acasă. Aș vrea să vă întreb cum ați reușit să coagulați această comunitate ca până la urmă, din punct de vedere demografic, să stea foarte bine. Fiindcă a spus, sunt în jur de 300 de copii, sunt multe localități din România unde, din punct de vedere demografic, stau foarte prost, dar abia mai adună 30-40 de copii într-o școală. Deci putem vorbi, poate. Și Dumnezeu, adică ne-a dat un noroc cu această așezare, fiind foarte aproape de municipiul Tulcea. Și cred că o mare masă din tineri lucrează pe șantierele și unitățile din municipiu, cât și pe cele locale. Și de aceea vreau să spun că locuri de muncă la noi sunt pe la tot pasul și de aceea tineretul nostru nu ne părăsește și rămâne pe locurile natale. Să înțeleg că vatra strămoșească e cea mai sfântă este într-adevăr vata strămoșească cea mai sfântă, să știți că avem și foarte multe cazuri de persoane care se întorc din pelerinajul lor prin alte țări străine, pentru că eu le explic și le spun întotdeauna, eu nu știu ce câștigă dumnealor cu 1000 de euro care o le ia unde locuiesc dumnealor, ținând cont că le scade condițiile de cazare masă, când poate să câștige și la noi un 7-800 de euro le niștiți. Domnule primar, după ce am vorbit de investiții, am vorbit de viitorul acestei localități. Trebuie să vorbim și de turism. Este o zonă unde turismul până la urmă prinde roade, vedem foarte mulți turiști. Aproape că toate agropensiunile din zonă sunt ocupate. Deci putem spune că aici viața merge mai departe. Da, într-adevăr, viața merge mai departe. Sunt anumite spații ocupate în totalitate, adică ceea ce vreau să vă comunic eu, că în totalitate pe raza comunei toate pensiunile au, nu duc lipsă de, să le zic, clienți, nu? După aia mai vezi tu. Nu, duc lipsă de turiști, de aceea vă spun că această zonă este, are o mare deschidere, prin pe, deci localitatea nu fără -o, fiind pe malul Fluviului Dunăre, brațul sfântul Gheorghe, este foarte abundată de turiști, deoarece au pescuit localitatea Nufărul, deține și o societate bizantină, deci omul, când vine aici, nu are cum să plictisi. Deci transformă utilul în plăcut prin modul, un mod foarte ușor de a se distra și a simți bine mijlocul naturii. Foarte multă lume alege Dunărea, alege Delta Dunării, tocmai pentru că vorbim de biodiversitate. Știm că această zonă este o zonă unde ecologia este la ea acasă, se marjează foarte mult pe acest, să spunem, concept. Agricultură ecologică, zonă ecologică, zonă unde, într-adevăr, natura îți spune cuvântul. A Această zonă, să știți că avem foarte mulți fermieri, mai ales vreau să vă spun că a luat foarte mare amploare proiectele de legume la noi, care sunt în afară de cultura câmpului, care ai cultură intensivă și mare lumea se dezvoltă, de aici tot cei turiți vine și mănâncă din grădinile proprii ale pensiunilor, roșii, ardei, toate legumele importante și sănătoase pentru organism, plus peștele care este mana cerească a noastră din, din Dunăre. Deci dacă vrei să mănânci un pește bun, trebuie să ajungi la Nufăru, trebuie să ajungi în această zonă și în primul rând, odată ce turismul se dezvoltă, putem spune că și viața economică are un alt curs. Viața economică e normal, care un alt curs. Când mănânci sănătos, ești un om sănătos și de aceea vă așteptăm cu drag să veniți pe meleagurile localității noastre, Comunei fără. Deci, învățământul pe raza acestei comune, datorită faptului că noi suntem o comună așezată la 10 km de municipiul în drumul spre Murighiol, noi avem șansa și onoarea de a populația de la noi să nu dispară complet ca în alte părți, deci nu complet, dar noi, eu am început un proiect de lotizări pentru tineret și am un proiect de 164 de loturi noi pentru tineri, de care este în proporție de 90% ocupat și cu case în jur de 60% în faza terminală și aducând aduc tineretul în mulțim și numărul de copii de care este nevoie acută în învățământ. Deci noi avem paraza comună în jur de aproximativ 300 de copii, ceea ce ne asigură ciclul de grădiniță, gimnazial. Deci putem să ne bucurăm cu această problemă, deci acești copii este, care sunt, sunt bucuria noastră. Deci cadrele sunt perfecționate, toate cu studii superioare. Deci situația este foarte, foarte plăcută și pe un bun făgaș. emisiunea v-a fost oferită de Mabo Utilaje, unul din principalii dealeri din România de tractoare, utilaje agricole, de construcții și utilaje municipale. Mabo Utilaje vă așteaptă cu cele mai corect dimensionate soluții pentru afacerea dumneavoastră.